Protestul angajaților Arhivelor Naționale a constat în încetarea activității și suspendarea programului de lucru cu publicul, ca răspuns la nealinierea salariilor personalului din unitățile teritoriale la nivelul celor din administrația centrală. Deși din luna ianuarie 2024 a fost inițiat un proces de uniformizare a salarizării în mai multe sectoare bugetare, angajații Arhivelor Naționale au fost excluși din aceste măsuri. Această discriminare salarială lezează demnitatea angajaților și menține Arhivele Naționale ale României într-o stare de subfinanțare cronică. Problemele financiare au provocat demisii în masă, afectând grav rolul esențial al instituției care eliberează acte necesare pentru recâștigarea drepturilor cetățenilor și persoanelor juridice și păstrează identitatea locală și națională. În ciuda eforturilor și demersurilor legale inițiate încă de la începutul anului, cerințele pentru o salarizare echitabilă nu au fost rezolvate. Proiectul de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului 128 pentru salarizarea personalului din învățământ și alte sectoare bugetare este blocat la Camera Deputaților din 26 februarie 2024, după aprobarea în Senat. Proteste spontane au avut loc la nivel național, subliniind situația dificilă a angajaților din serviciile județene ale Arhivelor Naționale și necesitatea unei soluții rapide și eficiente pentru remedierea acestei inechități salariale.